E la clasa la altă care apare în urmă. Este, în cazul nostru, AC. Asta e proiecția. Dar am vrut să o vedeți numai atâta cât este acolo AC. O prelungiți. Sigur. Deci ce paralelă, ce ce primim cu pe rând? Deci ce paralelă? Ce ce primim cu pe rând? Păi, ce ce prim reprezintă perpendiculara dusă din, de pe dreapta pe plan. Pe AC. Pe AC. AC, gata. Pentru AC este inclus în planul de jos. Da. Ei, și noi suntem cu totul, când duc pe perul asta, pe, tot perpendiculară pe dreapta. Așa avem noi. Nu că așa avem noi. Asta este, noi vrem distanța de la pere, la planul ăsta de jos. Distanța nu-i perpendiculară? Nu, perpendiculare. Dacă două drepturi sunt perpendiculare pe o dreaptă, pe un plan, astea nu sunt paralele? Ba da, da. Păi, deci am dus noi perpendiculare pe... Păi am dus-o din nevoia de a măsura distanța. Că distanța, cu ce se măsoară? Perpendiculară. Distanța de la P, la dreapta, la plan. La planul respectiv. Deci noi, fără să știm că sunt paralele, am dus distanța. Noi am dus perpendiculară, pe distanță. Perpendiculară pe o dreaptă. Pe un plan. Pe planul ăsta, pe ABC. Păi, pe perpendiculară pe AC. E perpendiculară pe... AC. Dar noi n-am dus-o pe AC. Am dus-o pe planul ABC. Bine. Deci pe R, Miruna, pe R asta este... Cea care măsoară distanța de la un punct la un plan, la planul ABC. Distanța nu se măsoară decât cu perpendiculară. Drumul cel mai scurt. Și întrebarea era unde pică? Okay. Unde înțeapă perpendiculară asta dusă din P? Planul ABC. Vezi, planul noi îl reprezentăm așa, să zicem. Dar el este nelimitat. Și când a zis perpendicul, ca să găsim unghiul, am dus perpendicular, nu? A oricărui punct ieși, iar și perpendicular, toate aceste perpendiculare, piciorul perpendicularilor, respectiv, desenează o dreaptă aici. Asta, semidreapta, să spun, semidreapta din locul din ceva. Semidreapta asta este proiecția acestei semidrepte pe planul respectiv. Este umbra, da, acesteia. Și acum, vreau să din ce? Ce prin ce? Ce prin ce? Și pun pe o era mai încolo. Pe, nu tot pe dreapta asta, nu pe tot pe a, ce se va găsi. Dar eu duc. Poate dacă redactăm. Cum? Poate dacă scriem, poate... Ești mai vizibil, da? Hai să uite, o zicem așa. Ce, ce prim? Ce, ce prim? E perpendiculară. Pe... pe ce? Pe cine este? Pe A, pe B, pe ce? Da? Pe ABC, deci da. De ce se plinge pe limbarea pe... Alo? Alo, Dan? Bună seara! Eu sunt într-o lecție de matematică acum. Dacă vă întrebați ceva despre apicultură, mai e târziu. După 8. Peste vreo oră, două. Da. După 8. Vă rog, sunt în timpul lecției. La revedere. Deci spunem așa. Ce ce primi perpendicular pe planul A, B, C? Pe aparține lui A ce prim. Da. Și pe el, de desubt spunem, pe el, e perpendiculară pe ABC. Atunci, din astea două, rezultă că ce prim e paralelă cu pe el. Da? E paralelă cu pe el, pentru că sunt perpendiculare pe același plan. Da. Sunt dreptele aceste paralele.
cum pe aparțin la Ceprin, cum pe aparține lui Ceprin, rezultă din cele două că el aparține lui. Deci pe eu aparțin la Ceprin, rezultă că el aparține la ce? El aparține lui A. Ce? Pentru că A, ce? Egal proiecția pe planul A, B, C, a cui? A dreptei A, C, prim. A, C, prim. Asemenea, A, C, prim. Deci A, C reprezintă proiecția pe planul A, B, C, A lui A, C, prim. Și atunci toate punctele de pe dreapta asta, semidreapta asta, își găsesc proiecțiile pe semidreapta A, C. Și râul n-ar să fie decât tot pe A, C. Deci la întrebarea nu se găsește râul, asta ar trebui retractat și atunci totul este clar. Râul se găsește pe A, C, iar B, el, B, el, e egal distanța de la cine? Distanța de la P la planul A, B, C. Și noi am ce mi s-a cerut, distanța la P la A, B, C. Și am de pe el. Cum o aflu pe acest pe el? Nici am trângut pe R. Sigur că l-am trângut pe R. Termin al Tales, deci în triunghiul. Triunghiul P, A, R. Avem că pe el e paralel cu ce prim. Pe el e paralel cu ce prim. Atunci, din raportul, ce prim supra pe el. Da? Deci, ce prim supra pe el. Ce prim supra pe el. Egal cu AC prim. AC prim supra AP. Tare asta. Adică triunghiul ăsta AC prim. A, ăsta triunghiul ăla mare. Cu AP prim. Păi atunci da. Deci ăsta este motivul, da? Deci din cauza că triunghiul, hai să spunem, triunghiul care AC prim. AC prim este asemenea cu triunghiul. A, P, R. Triunghiul fiind asemenea, nu rămâne decât să trebuie la punctul asemenea. Deci ce prim supra pe el egal cu A ce prim supra A, P. Și egal cu A ce supra el. A ce supra A, el. Și acum, locuim să vedem ce știm. Ce prim știm cât e, că tot... Cât e ce prim? Ce prim e 30 radical din 2. Deci e 30 radical din 2. 30 radical din 2. Supra. Supra pâr, care e... Necunoscută, s-o mai trebuie aflat. Supra pâr. Egal cu A ce prim. A ce prim? Ce este? A, B, ori B, radical din A... B pătrat plus B, C pătrat plus C, C pătrat. E diagonala. Da. Da? Și dacă e diagonala într-un paralelepiped de asta, știm că e suma dimensiunilor. Cum aici este L, L, asta C prim o știm? Că am aflat după aceste 30 radical din 2. Deci vine... Cât vine atunci? Radical din... Deci hai să o zicem pe AC prim. AC prim. Dar AC prim e 900 de calculator. Unde e calculatorul? Minimul stat în AC prim este... E diagonala. Și cum s-a făcut diagonala cu U? E suma pătratelor celor trei dimensiuni. Deci asta vine L pătrat. Plus L pătrat. Da. Și plus... cealaltă dimensiune care este, uitați, L radical din 2 la pătrat. Deci L pătrat ori 2. Și egal acum 4 L pătrat pot face aici. Da? 2 L pătrat și L pătrat și 4 L radical din 4 L pătrat.
care face 2 lâni. Adică de 2 ori 30. 2 30, 60. Deci voi spune AC prim care este acum aflată de noi este 60. Supra. AP. Știu un problem AP om. AP. Da, 90. Supra 90. Și mă pot opri aici, că ce-mi trebuie. Deci pâr, va fi egal cu... Să fiu aici pentru 3 și 2 pe 3. Și 3 ori 30, adică 90. 90 la egal din 2 pe 2, care face 45, care care în 2. Asta ți-am mai bine să vorbesc. Exact. Nu știu de ce. Vă place să mă auziți pe mine așa? Eu îmi place să vă au pe voi. Ce a fost din mâna aici? La programul ăsta ați rămas în pauză, ați intrat în pauză. Poți să vedeți obosit, vă nu știu ce să înțeleg. Nu se poate. Problema asta nu ridicate loc dificultăți. Nu aveați motive să fiți în moment de panică. Așa. Hai, Miruna, pe tine te vreau. Spune-mi, ce ți s-a părut ție la problema asta la dificil? Păi, la punctul ce? Și la punctul B. La punctul B am înțeles. Ai înțeles? Bun. Distanța de la... S-a fost rândul AB și planul ABC. Înțeles. Dacă ai înțeles asta, nu ai niciun motiv să nu ai fi înțeles. Exact. Deci dacă e B-ul înțeles, C-ul nu știu de ce să nu fie înțeles. Adică P-R-ul ăla. Am înțeles ce prime era pe perpendicular pe ABC. Da. P aparține la ce prim. P-R e perpendicular pe ABC, de ce? Păi, prin ce se măsoară distanța de la un punct? Printr-o perpendicular. Așa. Și dacă așa perpendiculară o ducem... Am dus-o noi. Deci pără am dus-o noi perpendicular pe ABC. Da. Am nevoie, da. Am dus-o noi. Că aveam nevoie. Ai distanță. E... Capătul umbrelei, care se sprijine, trebuia din punctul acela să fie perpendiculară. Așa mi-a zis el să fac asta, să fac perpendiculară. Am vrut să vadă dacă știu unde pică, că pică pe AC. Iar dacă tu nu mergi după teorie, pică undeva, pe plan, pe două drepte concurente, nu știu ce, care drepte, de unde să le duci? Că el, în figură aici, ce este reprezentat la ABC, prin asist de 3-4 puncte. Da, care deci pără e perpendicular pe AC și pără e perpendicular pe ce dreptul să fie perpendicular pe tot planul ABC? Pără? Ca să fie perpendicular pe acel plan. Da. Păi, planul ăsta, A, C, C prim, cum este planul ABC? Perpendicular. Dacă e perpendicular, înseamnă că... Da, bine. Am insistat într-adevăr, dacă tu nu puteam să mă împac cu gândul că tu nu poți să faci această chestiune. E elementar. Deci, este așa planul de anumat care e perpendicular pe planul de bază. Da? Și atunci, dacă aș fi dus așa, Miruna, ai fi fost mai, ar fost mai înțelesul tău așa? Planul ăsta, A, C, C prim, face parte din planul A, prim, A, C, C prim. Face parte, nu? Planul diagonal. Da. Care e pe perpendicular cu planul de bază. Da, și... Care și-a luat o parte din el. Exact. Da? Și atunci, e clar că C, C prim, cum e C, C prim, e și PR duse de noi. PR care face parte din planul diagonal și cum eu vreau să măsor distanța de la P la planul ABC, am dus perpendiculară suficient de AC, pe dreapta de intersecția celor două. Deci propria teoremei, celor trei perpendiculare lucrează și aici, dacă vrei să duci până acolo, da? Dar este suficient să înțelegi doar atât că planul acesta AC, C, este perpendicular pe planul ABC. Da. Și
Dacă este perpendicular, noi nu știam totuși că ce primii paralel cu PR. Păi cum dacă ne-a fost două? Asta, ce ce prinși cu PR, sunt amândouă perpendiculare. Și dacă sunt perpendiculare pe un an, ele sunt paralele. Două drepte perpendiculare pe un același plan, ele sunt paralele. Tu mă obligi să mai am pe o construcție, să mai duc o dreaptă din planul ABC și fiind de aceea mai... Întrebăm într-o discuție destul de neferească, dacă vrei. Câtă vreme îi feresc ceea ce discutăm acum. Proiecția asta trebuie, proiecția unui semidrepte pe un plan este așa strace. Și odată cu ea, ea își conține toate punctele. Da? Semidrepte respectiv. Și proiecția fiecărui punct de pe semidreaptă se află pe această dreaptă. Dreaptă. Semidreaptă, de așa. Și toate acele proiecții sunt paralele. Cu neapărat, neapărat. Da. Să înțin toate, nu sigur. Da. În planul respectiv. Deci distanța de la un punct la un plan e perpendiculară. Da. Drum cel mai scurt. Distanța de la o dreaptă la un plan. Nu putem vorbi de distanța, ci de proiecția unei drepte pe un plan. A, măsura unghiului format dintre dreapta. Așa, măsura unghiului format este dintre dreapta asta, proiecție, și dreapta proiectată. Așa. Dreapta, semidreapta proiectată este asta. Semidreapta proiecție care a apărut, proiecția care a apărut este A, C. Și unghiul dintre ele e unghiul... Acela e unghiul căutat. Căutat, pe care face semidreapta cu un plan. Deci trebuie neapărat să vă puneți la frânghiile astea, că astea vă găsând au frecvent. Da, sunt lucruri des întâlnite, în sensul că... Și să mai facem ceva mai scurtuț, așa, pe regulă. Să vedeți dacă și mai aduc aminte, că acum am emoții, că nu știu, intră sub presiunea testărilor astea... Dar și nejustificată presiunea. Exact. Îi dă ea, acum și la român le dă, și știți, luni îi dau, dar acum joi îi dă la român o pretestare, știți? Și stresat maxim. Nu mai știu ce e așa. Și profesorul vă dă o pretestare? Da, le dă joi, pentru că luni urmează simularea la română, știți? Da, da, da. Și ei așa sunt. Nu mai știu ce e, au mult învățat. Voi mă aflați exact cum aflu la mine acum. Este un moment foarte greu și pentru mine nu știu cum să le arăt. Când ai foarte multe lucruri de făcut în acea zi, te copleșesc. Exact. Și mai știi... Care să o faci mai să ai o ordine, altfel rămâi să presiuni și faci din ce în ce mai puțin. Corect. Vreau să spun dacă m-ai știut, arătați că fracția 3n plus 2 supra 4n plus 3 este ireductibilă. Supra 4n plus 3. Este ireductibilă pentru orice n aparține lui n mare. Mulțumim pentru natural. Oricare ar fi, natural. Natural. Dacă mai știu să fac în clasa 5-a. Când vă spuneam, uitați că ești la clasa 5-a, nu? Ce figură sunteți, v-ați spune, vă este de mare folos. Hai să vedem acum. Ireductibilă. Să arătăm că, indiferent ce îl punem, fracția este ireductibilă. Adică 3n plus 2 nu se divide la 4n plus 3. Niciodată. Indiferent ce ne punem. Adică să arătăm că noi știm că 3n, să zicem, să facem prin negația. Adică că 3n plus 2 se divide la 3n plus 2. La 4n plus 3. La 3n plus 2 se divide la 3n plus 2 și 3n plus 2 se divide la 4n plus 3. Și vedem dacă nu ies acolo o chestie, nu? Nu trebuie să se împarte, să faci o confuzie aici. Nu trebuie să se împarte, să te reducă. Nu, tu mergi pe ideea aceea când îți arătam că fracția asta este număr natural. Nu, ar fi 2 pe 4. Așa, da. S-a simplificat prin 2. Da. Nu e 2 pe 4. Asta zic. 1 pe 2 e 2. Hai că 2 e 2.
aș presupune că s-ar simplifica ceva printr-un D de la divizor. Ce înseamnă? Că numărătorul s-a scris ca fiind? Numărătorul e... D ori A. Da. Și numărătorul s-a scris D ori B. Da. Deci presupunem că fracția asta de F se simplifică prin D. Pentru un D, diferențele 1. Că D divizor nu poate fi 1, 2, orice alt număr. Asta înseamnă că 3N plus 2 se poate scrie ca fiind D ori A. Și că 4N plus 3 se scrie ca fiind D ori B. Dacă putem face simplificare, nu prin D. Ca să putem spune, dacă nu face, și prin D se putem simplifica, da? Și atunci, hai să încercăm acum să avem același în casă, să putem renunța să scădem. Și aici mulțim cu 4, și facem mulțim cu 3, ca să avem aceeași coeficientă. Și atunci rezultă inflarea. Ce are? 12 i-am plus 8, egal cu 4, de A. 12 i-am plus 9, egal cu 3, de B. 3, de B. Descădem de jos în sus. Plus de G, spune domnul. Plus că? 12 i-am. 12 i-am, da. Și vine că 1 egal cu? Minus 1. Hai să vedem de jos în sus. Din nou, din a doua, din prima. Și 1 egal cu 3 de B minus 4 de A. 3 de B minus 4 de A. Adică 1 egal cu D pe lângă 3B minus 4A. 3B minus 4A. Cât ori? Cât se fac cu 1 la mulțime? 2 la 1. Deci de acolo zic că 2 la 1. Dacă dă-i 1 ori, dacă nu dă-i divizor, te-i reducine. Noi căutam un D diferit de 1. Și ne ajută numai 1 poate să fie. Și atunci rezultă că fracția, fiindcă dă generatul, rezultă că fracția respectivă este fracția aceea, 3 nu plus 2, sub 4 nu plus 3, este ireductibil. Oricare ar fi natura. Indiferent ce răpuneți, nu se simplifică niciodată. Diferit de 1 și minus 1, nu? Du trebuie să fie diferit de 1 și minus 1. Aici lucrăm, să zicem, la fracție și punem naturală, e dat acolo. Natural. Deci de aceea nu lucrăm în set. Plus minus 1 divizoare aceea. Deci, și v-ați adus aminte acum? Deci cum se face? Încă o dată. Ne închipuim că ar fi simplificabilă printr-un D diferit de 1. Că simplificarea prin 1 este aiurea să spui că se simplifici prin 1. Asta înseamnă că numărătorul este D ori A, numitorul D ori B. Prin eliminare aducem aceeași coeficient, scădem și constatăm că cât ori cât se fac 1, doar D egal cu 1. Dacă ar fost la înmulțire aici 3, putea fi varianta D să fie 3 și ceva să fie 1. Deci atunci ar fost varianta ca fracție să fie simplificată. Să fie reductibilă. Și sunt și știți care să se arată că este reductibilă și să găsească el pentru care este reductibilă. Și tot așa se face. Tot așa se face. D-ul luăm 3 și partea cealaltă luăm 1. Sau ce este acolo. Da, și căutăm din 3B minus 4A egal cu 1, ce perei găsim. Și de acolo găsim forma lui N. Trebuie să ne găsim, găsim forma lui, de ce tip este N. Da? Deci am făcut astăzi un registru de asta. Și aici, la scădere, când am scăzut așa, mi-am dat 14. 14 am avut variante de divizor, m-am scos și le-am completat. Da, da. Dar hai să ne echipăm că ar fi 3. Presupunem. Presupunem că aici ar fi dat așa 3, egal cu D pe lângă. 3. Presupunem, da? Da. Presupunem noi. 3 pe lângă
3 pe lângă 3 V minus 4 A. Și cum noi avem nevoie de un divizor diferit de 1, deci mergem și spunem V egal cu 3, obligăm de să fie 3, și 3 V minus 4 A se facă 1. Că 3 ori 1 se facă 3. 4, 3 V minus 4 A egal cu 1, ce pereche de numere A și B găsiți voi pentru început? Unde îți fac cu 1? 1 pe 3 și 0. Fără naturale. Naturale, lucrăm în el. Nu găsesc. Dacă îl punem 1, 3 minus 1 dă bine. Dacă îl punem 2, 6 minus 4 ori 1 iar dă bine. Dacă îl punem 3, 3 și 2. 3 și 2. Deci 2 egal cu 3, da? Și A egal cu 2. Deci B egal cu 3 și A egal cu 2. Atenție, vedeți, asta e o pereche particulară. Dar sunt foarte multe perechi. Să vedeți, voi spune 3 plus, acum și vederea, trebuie să fie atent. Dar e să vezi ce tare. Deci, noi am găsit o pereche B și A, care fac 1 aici. Că 3 ori 3 face 9, 4 ori 2, 8, 9 minus 8 face 1. Dar mai sunt alte perechi, multe. Și vedeți cum le găsesc eu pe toate genele. Zic așa. Mai adaug aici coeficientul lui A, 4, multiplic cu un cap. Din coace adaug coeficientul lui B, 3, 3 multiplic cu un cap. Coeficientul din fața lui B. Cel din fața lui A este... Coeficientul ăsta, numărul din fața lui A. Da? Ce se află în fața lui A este coeficientul, ziceam. Ei, să vezi acum. Cu K, număr natural. Și îi dau K valoare. 0. Când K e 0, e 3 și 2 aceea. Când K egal cu 1, următoarea pereche este 75. A, B egal cu 7 și A egal cu 5. Să știți că dă adică 7 și 5. Normal. Când K e 2. Când K-ul este 2. Atunci, V-ul va fi egal cu 11 și A egal cu 8. Și așa mai departe. Deci eu practic am generat toate perechile A și B. Și acum mă întorc în turna din unde exprimare și zic așa. 3 N plus 2 egal cu D 3 ori A forma lui A 2 plus 3 K pe lângă 2 plus 3 K. Da? 2 plus 3 K. Și vine 3 N egal cu 6 minus 2, 4 plus 9 K. Dacă ar fi fost treaba deșteaptă și ar fi fost echipit așezat, s-ar fi simplificat pe 3. Și găseam pe lui de forma 3 K, nu știu ce, nu știu cum acum. Dar din cauza că nu mi-a ieșit. Și aia, asta, sau să-ți găsească numele naturale, el, poate, și aș fi spus, nu arată așa după simplificare dintre ei. Da, super interesant. Da? Da. Deci e foarte tare ieșițiu, pentru că aici găsim o pereche. Da. O pereche generăm, soluția generală, adică pe gând asta particular. Adică 3 plus. Plus coeficientul lui A. B-ul e plus coeficientul lui A. Așa. Și A-ul e plus coeficientul lui B. Exact. Invers. Tocmai invers. Uh-huh. Și în felul ăsta am avut am generat pe A și pe B. Eu puteam să văd foarte bine și în exprimarea asta. Cu B-ul 3 plus 4 K. Și găsim pe el același el. N-are importanță, dar după ce ai găsit perechea așa generat, unde te duci și găsești pe el, același el este fiind prima, fiind cea de-așa. Corect. Da? Deci, asta... Nu cred că o să-mi termin astea, dar e bine, deci da, pentru clasa 5 am făcut asta astăzi. Am punctat așa ceva. Ne oprim cât e ceasul? Mai avem. Mai avem? 3 minute. Așa, 3 minute. Haideți să mă întorc aici și să fac discuția. Deci la fracție ireductibilă, sau eu aș formula așa, fie fracția asta
3N+2 supra 4N+3, să se cerceteze. Să se cerceteze dacă este reductibilă sau ireductibilă. În cazul în care este reductibilă, găsiți pe el, de ce formă este el, iar când nu este reductibilă, spuneți, nu este reductibil pentru că. Adică ce vrea autorul? Când a zis să se cerceteze dacă este reductibilă. Adică lași varianta să fie ireductibilă, da? Tu te apuci de treabă, îți dă 1. Când îți dă 1, zici, ba, ireductibilă. Dacă îți dă 3, intre în culoarul ăsta. Ai șansa să se gândești prin 3. Orice număr în afară de 1. Orice număr care îți dă în afară de 1, e reductibil. Atunci este reductibilă. Da, este reductibil prin divizorul acela. Și trebuie să muncești. Și atunci trebuie să găsești forma. Sau cum arată el, valorile lui el, pentru care se poate face simplificare. La forma generală? La forma generală, sigur că da. Atunci intri în culoarul ăsta. Cât oricât se facă, că de diferit de 1, deși el este obligat să iei 3, cum am luat noi modelul nostru, cealaltă să fie cât oricât se facă 3, 1, obligatoriu, și aici intră în momentul foarte tare, care generează forma lui A, că știindu-l pe 3 și pe forma lui A, înseamnă că știi forma lui N, final. Cum arată N? De ce? De ce formă se prezintă? Sub ce formă se prezintă A? Din mulți caracteri naturale. Da. Interesant, nu mai facem din asta de profesor. Da, chiar să facem practic, unul care să simplifice și să... Păi tocmai, astăzi mi-a dat așa, la întâmplare, mi-a dat 14 și am muncit acolo. Și 12, 17. Dar sigur că da, deci trebuia să analizăm toate posibilitățile acelea ca să... Și ați muncit un pic, da. Da. Dar noutatea a fost aici cum generăm. Dacă, atenție, dacă e cu minus între ele, că dacă e cu plus, da, luăm unul cu plus și altul cu minus. Ca atunci, până la, dacă ai fost aici cu plus. Așa. Și găseam pe rechea. Da. Încă să fac lucrul, nu? Da. Ziceam la B, la... 3, zice că erau 3, da. Și acum plus, așa plus. Plus 4K și ridicolul 2, minus 3K. Pentru ca după locuire să se poată duce ca 1. Uitați, aș fi zis minus 3K, da? Da. Și cu A și B locuiți acolo, aș fi apoi 3 ori plus. Care 3? Pe lângă 3 plus 4. 4K. Plus 4 ori 2 minus. A. Da. Pe lângă 2 minus 3K. 3K. Egal cu 3. Da. 9. Faci 9. Plus 12K. Plus 8. Plus 8. Minus 13. Minus 13. Aici este esențial să duc ăștia. Da. Și este 7. Da. E 17 pentru că noi e neajutat aici. Da, da, da. Cu cifrul ăsta. Da. Dar când lucrurile e 6, dă exact 1. Trebuie să dea. Corect. Reducem. Să duce ca 1 acolo. De aceea, de cel mai multe ori, avem minus aici. Ne ieșiți. Și atunci luăm cam 2 plus. Și atunci le luăm pe cu plus și e liniște. Uh-huh. Dar dacă se întâmplă să fie așa, și aici în mulțimea noastră nu aveam cum să fac asta. 3 ori, ce număr natural, plus 4, ce număr natural, fac 1. Da. Deci este exclus asta cu adunare. Z se poate pe da. Facem sinteză sau nu? Da, să vedem ce a făcut aici. Sinteza mare. Am făcut la prismă, nu? A fost prismă pe acolo. Obligați-vă un pic aici, vedeți ce ați făcut. Hai dați-vă un pic... Asta, orice, hai la fracție, prismă, fracția de regulată, prismă, fracția de regulată, reductiv, deductiv, volum, ireductiv. Aia, după aceea, prismă, ce? Prisma, da? Prisma. Area totală, area laterală, volum. Și aici legătura între volum și capacitate a fost. Da? Legătura între volum și capacitate. Adică e vorba de un decimetru U egal cu un litru. Asta a fost esențial aici.
Am mai vorbit de pe proiecția unghiul. Unghiul făcut de o dreaptă cu un plan. Deci unghiul de o dreaptă cu un plan. Și am mai făcut ce? Proiecția unei semidrepte pe un... Proiecția unei semidrepte pe un plan. Da? Și-am făcut... Drepte, semidrepte pe un plan. Semidrepte. Pe un plan. Da. La revedere, vă mulțumim că am sunat profana și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Și o să mă și să nu...